Salutare tuturor, bine ați venit la țară! Astăzi revin cu un nou videoclip referitor la creșterea răsadurilor. De-a lungul timpului ați văzut și voi, cei care ne-ați urmărit, bineînțeles, felul în care am crescut răsadurile. Am semănat mai devreme, mai târziu, anul acesta am semănat în ianuarie, am ridicat un pat din gunoi de grajd, încălzit cu gunoi de grajd. A fost foarte, foarte mult efort, foarte multă muncă. În urmă cu ceva timp am fost contactată de firma Mars Hydro și mi-a propus să încerc să cresc plantele în interiorul casei pe timp de iarnă cu ajutorul lampei cu LED-uri. Știți că eu de-a lungul timpului am tot experimentat, am făcut fel și fel de teste. Pot să spun că sunt mama testelor și a experimentelor, așadar am acceptat cu mare drag această colaborare și eu vreau să văd cum anume se dezvoltă răsadurile pe timp de iarnă și plantele, pentru că mai am și plante prin casă pe care le-am transplantat din grădină în ghivece și le-am pus în seră. Acum le-am luat din seră, le-am băgat în casă, dar din cauza că nu au lumină, nu știu în ce măsură mai rezistă, dar voi vedea, pentru că dacă am lampa o să pun câteva ghivece și în această, voi folosi această lampă să văd cum se dezvoltă ele în continuare. Mai am și salată în ghivece. Desigur că voi semăna și răsaduri de roșii, de ardei. Chiar voi semăna iarăși salată în interior, pentru că vreau să văd cum se dezvoltă salata în interior pe timp de iarnă, dacă semănăm. Și da, sunt și eu foarte curioasă să văd cum anume vor evolua plantuțele. Acum o să desfac cutia, să vedem cum arată lampa. Și urmând ca în zilele următoare să ne hotărâm unde anume o vom amplasa, pentru că vrem să facem un cort, să izolăm așa pereții ca să rămână lumina, să nu se risipească, să rămână într-un cort special amenajat. Vom vedea cum anume îl vom face și mai ales în ce cameră vom face cortul. Trebuie să ne gândim foarte bine exact unde vom poziționa. Da, păi haideți să vedem ce este în interior. Avem aici manualul de instrucțiuni. O să-l studiem cu mare atenție înainte să facem asamblarea. Aici avem cablu. Un cablu și sfoară, probabil de prindere a lampei. Va uita soțul meu cu atenție, pentru că el se pricepe mai bine la astfel de lucruri. O să încerc să scot lampa. Grijă! Să o arăt și pe partea cealaltă. Cam așa arată. Și sunt nerăbdătoare să o asamblăm, să vedem cum funcționează această lampă. Aici chiar nu mă pricep, nu știu, soțul se va uita, el cu siguranță știe despre ce este vorba aici, nu are sens să vă arăt eu, pentru că eu chiar nu mă pricep la aparaturii. Cam
cabluri. Și aici placaje de lemn, probabil pentru susținere. Da, rămâne să studiem mai cu atenție și manualul de instrucțiuni ca să vedem ce avem de făcut și cum se asamblează. Și desigur rămâne să vedem unde anume vom face cortul pentru a face în așa fel încât lumina să rămână în interiorul cortului. Mulțumesc din inimă Mars Hydro pentru această frumoasă colaborare, pentru propunere. E drept că eu mi-am dorit de mult timp o astfel de lampă pentru că am vrut de mult să încerc să cresc plantele în interiorul casei pe timp de iarnă, dar nu am avut posibilitatea să achiziționez una și se pare că Moș Crăciun a știut acest lucru și mi-a trimis acest frumos dar și mulțumesc din inimă. Și eu sunt foarte, foarte curioasă să văd cum anume se dezvoltă plantuțele cu ajutorul acestei lămpi cu LED-uri pe timp de iarnă. Vă mulțumesc din inimă și vouă pentru atenție. Vă mai aștept cu drag la următoarele videoclipuri. Vă doresc multă, multă sănătate și spor la treabă să aveți, pentru că acum sunt, ne apropiem cu pași repede spre Crăciun, mai sunt 10 zile și toată lumea face curățenie, se pregătește, atât curățenia casei, cât și curățenia sufletului. Mulțumesc și să auzim numai de bine! La revedere!